Pentru mine, România spirituală înseamnă un plus de imagine și de informație pentru oameni. E un paradox că în secolul informației oamenii nu sunt informați și consider că orice emisiune de acest gen care vine către public e binevenită și, din punctul meu de vedere, ar trebui făcute din ce în ce mai des. Pentru mine, emisiunea a fost o descărcare de, nu doar de emoții, ci și de informație și consider că toți oamenii au nevoie de a ajunge la astfel de